A fost acest vuiet, o să-i spun, un vuiet cu înghețarea investițiilor în bazele sportive ca măsură luată de guvern. Cum? Rămâne vuiet la dumneavoastră ce a ajuns? Pentru că sunteți direct interesat CNI, mare parte din investițiile în bazele sportive și tot ce înseamnă infrastructură sportivă, CNI realiză. Prin CNI sunt realizate. Și la noi la fel, nu a ajuns nimic. Asta a fost o discuție care a apărut în spațiu public. Eu am mai discutat acest subiect și am spus că atât timp cât nu avem o ordonanță care să fie aprobată prin hotărâre de guvern, să fie publicată în Monitor Oficial și discutăm doar de propuneri de măsuri pentru a limita deficitul bugetar, până atunci, din punctul nostru de vedere, astăzi când discutăm, lucrurile merg normal la Compania Națională de Investiții în ceea ce privește investițiile în sport. Repet, suntem în subordinea Ministerului Dezvoltării și atunci, vrem nu vrem, trebuie să facem politica guvernului. Dacă politica guvernului nu va fi îndreptată spre pondere, spre sport, cât spre, nu știu, sănătate, educație, asta vom face, bineînțeles. Că am avut partea de organizare Euro 2020, când într-adevăr s-au făcut stadioane, s-au făcut baze sportive și tot ce înseamnă infrastructura, ceea ce a fost un angajament a României atunci când am obținut organizarea acestor meciuri. Și, repet, dacă va fi oficial, repet, oficial, nu la nivel de zbon, o altă politică, bineînțeles că vom face investiții în domeniul și respectiv. Pentru a ieși din subiectul acesta, domnule, că e clar, în momentul de față discutăm de pe patina zvonurilor. Ce ar fi oprit? Ce ar fi blocat exact din ce ați citit și dumneavoastră, știm și noi? Păi, depinde acum. Orice investiție are, să zic, trei etape principale. Prima etapă e partea de promovare, studiu de fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Adică asta înseamnă că obții finanțarea proiectului, care finanțare până în 100 de milioane de lei se obține printr-un ordin al Ministrului Dezvoltării, peste 100 de milioane de lei se obține printr-o hotărâre de guvern. Asta e prima etapă. Vorbim de a doua etapă, care înseamnă procedura de achiziție publică, da? Și a treia etapă e cea de semnarea contractului și efectiv începerea lucrării. Proiectării inițial, obținerea autorizației de construire și ulterior. Și practic zaplazul discuției unde ar fi? Ar fi în partea de promovare de obiective noi. Sau de asta spun, sau să se oprească și cele care sunt în procedură de achiziție și încă nu s-au finalizat respectivele proceduri. Spre exemplu, nu știu, stadionul Hunedoara, da, care la momentul ăsta a fost încărcat în procedura de achiziție și există o contestație pe partea de fișe de date și cerințe ale noastre pentru ofertanți, ca să îndeplinească anumite condiții. În rest, la fel, la Constanța s-a finalizat procedura, suntem într-o contestație, dar mai devreme sau mai târziu se va finaliza și asta. Și există și la Constanța o contestație, intrăm în subiect. Da, există o contestație. Ați intrat dumneavoastră înainte să vă întreb eu. Există o contestație, acum să vedem legiuitorul ce va spune. Pentru ce? La ce nivel? Au fost două societăți care au depus ofertă și societatea care a pierdut licitația a contestat procedura. E normal, adică până la urmă orice agent economic, orice constructor care se simte nedreptățit poate să conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și ulterior deciziei, dacă nici această decizie consideră că nu este ok, poate să meargă la Curtea de Apel București. Și în cazul noi la acum suntem la CNSC. La CNSC. Așteptăm dânșii au 20 de zile de la data înregistrării contestației să se pronunțe, dacă avem noi sau agentul economic dreptate și, repet, după aceea, funcție de rezultat, fiecare, orice autoritatea contractantă și operatorul economic, decide ce fac mai departe. În tot acest timp, demolarea continuă nu este niciun fel de... Demolarea continuă nu este niciun fel de problemă. Oricum, demolarea nu este eligibilă
a fi realizată prin Compania Națională de Investiții, deci și la Constanța, și la Pitești, și la Hunedoara, și la Dinamo, în cazul în care vom parcurge etapele de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, trebuie făcută de beneficiarul final, primărie sau... Sau Ministerul de Interne, în cazul de care ține Clubul Sportiv Dinamo. Cei trebuie să-și facă o procedură de achiziție și să-și urmeze pașii. Mi-a spus de Constanța și o să vreau așa să facem o hartă imaginară pentru stadioanele de fotbal, că ăsta ne mănâncă deocamdată, o să ajungem și la alte investiții, ne mănâncă toată pasiunea în țară și momentul la care, în care se află, mi-a spus Constanța, știm Piteștiul și acolo există o contestație pe demolare. Pe demolare, da, la primărie. Noi la Pitești avem, cred că, 4 sau 5 oferte depuse. Zilele trecute s-a încheiat perioada de licitație și operatorii economici interesați au depus ofertele. La Hunedoara, repet, avem această contestație pe fișa de date. După ce se soluționează, se va da drumul la licitație din nou. Deci astea ar fi mai avansate, să spun așa. Deci, Constanța, Hunedoara și Pitești. Și Pitești și după... Avem studiile de fezabilitate care sunt aproape finalizate pe Timișoara. S-au luat și pe Dinamo, că e cam aceea situație, s-au luat ultimele avize. La Dinamo sperăm săptămâna viitoare mai să luăm avizul de la ISU și de la Autoritatea Aeronautică pentru acel heliport. Da? Și din momentul ăla putem să dăm drumul la circuitul de avizare. Asta înseamnă aprobarea în Consiliul Tehnico-Economic la CNI, după aia la Ministerul Dezvoltării, Comitet Interministerial, apoi avizul de la Ministerul de Finanțe și hotărârea de guvern. Abia în momentul când vom avea hotărârea de guvern de aprobare, cei de la Dinamo vor putea să depună actele, să obțină o hotărâre de guvern în vederea demolării. Pentru că e legea sportului, spune că nu poți să demolezi o bază sportivă decât dacă faci dovada că faci tot o bază sportivă. Iar dovada e că ai banii să dărâmi nou vechiul stadion și să faci tot un stadion. Și tot în harta asta, domnule director, ca timp, ce ar însemna Dinamo? Să începem că suntem la Dinamo ca timp până când există această... Păi din momentul când ai studiu de fezabilitate, undeva la, să zic, 3 luni durează partea asta de Consiliul Tehnico-Economic CNI, Ministerul Dezvoltării, Interministerial, Aviz Finanțe și hotărâre de guvern. Asta e prima etapă. Din momentul ăla noi putem să... Dacă nu se schimbă nimic, noi putem să demarăm procedura pentru proiectare și execuție și dânsii să-și demareze procedura lor de demolare a stadionului. Încă dânsii trebuie să ne predea nou amplasamentul viabilizat liber de sarcini. Din ce spuneți dumneavoastră și din experiență, anul ăsta credeți că vor intra buldozerele în Ștefan cel Mare? Există vreo șansă? Da, dacă noiembrie, decembrie, până la urmă la demolare nu ești condiționat de, ca și la construire, de anumite temperaturi, anumite procese tehnologice. Da, eu cred că s-ar putea. Pentru că la Dinamo, pe lângă partea asta, este și partea de deviere de rețele. Da, pentru care trebuie corelată cu demolarea. Trebuie întâi să demolezi, să ajungi la cota zero a terenului și abia după aceea... Deviezi magistrala, da, că înțeleg doi că grozăvești, cred că se numește. Nici nu știu de cine, dacă ține de primărie. De primărie. Ține de, da, de primărie. De primărie. Da. Prin programul POIM. Nu e nimic. Inclus. Noi și la Arcul de Triunf am deviat o conductă. Bine, nu magistrală, dar tot la fel. Că nu... Stadionul, așa cum era gândit proiectul, nu ne mai asigurau dimensiunea minimă a terenului de fotbal pe lățime și automat, trăgând tribuna a doua, am ajuns peste o țeavă și a trebuit să o deviem. Deci nu e ceva... Doar că e un timp suplimentar, pentru că trebuie un certificat de urbanism, o autorizație de construire și tot așa, dar... Apropo de Dinamo, e greu de construit, vorbim despre un complex sportiv și un stadion aflat în centrul capitalei.
cu un spital lângă, un spital de urgență. E o încercare și pentru constructor? Pentru constructor va fi, cum a fost și la Rapid. Pentru mine cam situația e din contră. Rapid chiar era acolo băgat, nici nu puteai să te miști. Cu șinele în spate? Cu șinele, trotuarul, Teatrul Giulești, sala polivalentă, bazinul de not în spate, adică era foarte și între blocuri la fel, cu acces greu, cu o zonă aglomerată. Aici ține de constructor, ține de modul cum el își va gândi procesul tehnologic. Din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă parte de betoane și asta ar trebui să le faci noaptea, pentru că ziua risc să-ți facă mașinile în trafic. Că orice aduci, trebuie să aduci din afara Bucureștiului. Corect. Și automat, deci trebuie să o iei fie pe centură, fie și la un moment dat să tai orașul, să ajungi în centru. Ca timp, noaptea, cred că e mult mai simplu să... Ca timp afectează, ca durată a lucrării, această poziționare. Acum, asta e treaba proiectantului, ca el să coreleze și să calculeze cam care ar fi durata de execuție. Într-adevăr, gândiți-vă că Ghencea, care este de două ori mai mare ca Rapidul, s-a făcut într-un an și 9 luni, pentru că, repet, acolo nu aveai vecini, puteai să lucrezi și sâmbăta, și duminica, și ziua, și noaptea, pe când la Rapid, pe lângă acces, a fost și problema asta, că fiind între blocuri, erau anumite ore, plus în weekend, în care nu puteai să lucrezi, că se făcea reclamație la poliția locală. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă n-ar fi existat acea șină în spate, Rapid ar fi putut avea un stadion mai mare? Și nu s-a putut face nimic. E un off pentru rapidiști, că stadionul are o capacitate redusă. Repet, noi lucrăm cu materialul clientului. Ce amplasament ni se predă, pe ăla facem stadionul. Într-adevăr, atunci le-am spus că e păcat, să înțeleg că procedura era greoaie cu acele linii care ne spuneau că duc spre o zonă unde se curăță, se spală vagoanele. Și atunci trebuia regândită toată partea asta. Și plus de asta, noi eram și cu termenele cu euro. Și cam asta a fost. N-a mai fost timp. Că la Dinamo sunt conducte, la Rapid au fost linii. Repet, orice stadion poate fi ulterior mărit. Nu știu dacă ați fost la Liverpool sau în general în Anglia, că la fel, stadioanele sunt băgate între blocuri, între case. Deci acolo, dacă se rezolvă această problemă, oricând se mai poate adăuga și la tribuna a doua încă un inel. Deci, efectiv, reabilitez doar tribuna a doua, rămând peluzele și tribuna întâi la fel și doar poți să mai vii în spate. Dar ca să vii în spate, repet, trebuie să te duci, să intri pe terenul Gării de Nord. Cât au garanție, domnule director? 5 ani toate stadioanele. 5 ani garanție, da, din momentul în care se semnează procesul verbal, cu condiția respectării, mentenanței și a cărții tehnice. Avem o problemă la Arcul de Triunf acum. S-a fost schimbat un geam pentru camera VAR. Sunt discuții că a fost pierdută garanția. Știți ceva ce puteți să ne spuneți? Nu, în general. Sau că se va pierde garanția. Nu poți să pierzi, să ai schimbat un geam, să pierzi, nu știu, dacă sunt infiltrați în parcarea subterană, să aibă vreo legătură cu acel geam. Deci garanția, într-adevăr, se poate pierde pe lucrările sau executate. Adică pe acea, nu știu, zonă de unde s-a intervenit, da, dacă se sparge geamul, se întâmplă ceva, sau camera respectivă, că mă gândesc că au scos geamul automat, sau mai stricat pereții sau asta, dar nu se pune problema. Da, nu se pune problema de pierdere de garanție. Să pierde garanția, nu. Și, dar, repet, sunt mari probleme și de asta toată lumea sper ca ușor să înțeleagă că nu trebuie să confunzi mentenanța cu garanția. Ați mai primit solicitări pentru stadioane? Botoșani era și cred că Oradea. Botoșani, Oradea, da, sunt, au depus la noi, da, și solicitări și o parte de documentații. Repet. Cine ar mai fi? Ar mai fi cineva în afară Botoșani, Oradea? Am discutat de Hunedoara, de Pitești, de Timișoara, de Dinamo. Cam atât la momentul ăsta. De la Galați, nu, că și acolo e o Galați, Iași. Nu.
Nu, la Iași, așa mai avansat, a fost o discuție pe sala polivalentă, Regina Maria. E un proiect frumos cu, care seamănă cu o coroană. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, da, că trecem și spre, că nu în fotbal putem să stăm, spre sălile polivalente, o altă discuție lungă în sportul românesc și știm ce avem la București cu sala polivalentă, acest subiect care ne roade ținând cont de echipele bune de handbal feminin, da, și handbal masculin. Spuneți-mi de proiectele legate de sălile polivalente din țară, vă rugăm frumos. Păi săl, prima făcută de noi a fost cea de la Sfântul Gheorghe, ulterior Oradea, Bistrița, Piteștiu, finalizăm Turda, deci de fapt e aproape finalizat, așteptăm ca primăria să termine partea de branșamente și parcări și tot ce înseamnă amenajări exterioare ca să facem recepția, probabil într-o lună, două, o să închidem și asta. Lucrăm la Tulcea, 4.500 de locuri. Când va fi gata? Undeva, noi sperăm ca undeva la jumătatea anului viitor, sau oricum anul viitor să terminăm, avem Tulcea, avem Suceava. Câte locuri? 5.000, Constanța, 5.000 de locuri. Brașov, aproape 11.000 de locuri, va fi cea mai mare, mai mare și decât cea din Cluj. Slobozia, bine, e o sală mai mică, 2.500 de locuri, dar foarte cochetă, proiect foarte frumos. Deci încă 5-6 săli polivalente, nu cele făcute un... sunt, o să avem 10 săli polivalente. Nu mi-a spus un oraș, la București nu avie, depinde totul de municipalitate? Primul lucru ca noi să facem o investiție e să avem, să ni se predea un amplasament viabilizat și liber de sarcini. Deci asta e prima etapă. Adică orice primărie trebuie să identifice terenul respectiv, să ne transmită actele juridice și abia după aceea putem discuta. Înțeleg că era acel proiect pe tot în apropierea arenei, dar înțeleg că au fost niște probleme juridice. Cred că cei de la primărie vis-a-vis cu turnul de parașutist, cu... Da, da, da. Repet, noi, dacă ni se cere... Dar nu vi s-a solicitat până acum implicarea, dacă pot să-i spun așa, implicare, că până la urmă... Nu, au fost doar solicitări, da, de, cum să zic, de luare în evidență a respectivului obiectiv pe lista noastră de investiții. Dar, repet, pentru a pleca la pașii următori, primul lucru e să avem lucrurile clare, e terenul, pentru că vrem, nu vrem, la orice investiție prin CNI, printr-o hotărâre de Consiliu Local sau ordin de ministru, nu știu dacă obiectivul aparține de un minister, trebuie să ni se dea un amplasament. Ori primul lucru trebuie ca acel amplasament să fie al tău, să nu existe, nu știu, litigii, revendicări. Să ai toate actele în regulă, fie... că avem un caz la Dinamo, și în care au fost probleme mari. Da? Adică nu, domnule, e un teren mare, dar de fapt în mijloc unde este o construcție, aia nu e a mea. Că nu o să poți niciodată să construiești în jurul unei construcții. Și atunci cred că, sper de fapt, să rezolve și această problemă. Și dacă primăria capitalei decide să apeleze la ajutorul nostru, bineînțeles că poate dânsii vor să o implementeze cum au fost cei de la Cluj, care au construit și stadionul direct și sala polivalentă prin municipalitate. Deci aici, dacă dânsii vor decide să construiască prin primărie sau prin trustul de clădiri metropolitane, care chiar vedeam că fac lucrările acolo în Ghencea, fața stadionului pentru lărgirea bulevardului. Da, deci deocamdată, repet, au fost discuții și cam atât. O să vreau, am discutat de stadioanele de fotbal, de sălile polivalente, ne-a spus dumneavoastră, ne-ați explicat foarte bine. Vreau să vă întreb și de bazinele de not, pentru că avem un boom în România, da, după performanța lui David Popovici. Da. Cum stăm? Severin, știu că e un... Severin trebuie să
bazin olimpic. E gata, aproape gata, da. E, un vechi, e vechiul bazin olimpic care a fost reabilitat, au fost mărite capacitățile, astfel încât la momentul ăsta, da, el se poate fi omologat. Târgu Mureșu, care și el e anul trecut a fost gata, iar la momentul ăsta cred că avem undeva la 30 ceva de bazine de not în construcție. În construcție, da. Noi aveam un proiect pilot care îl știa toată lumea, cel care avea o formă de semicerc. Cum am schimbat și acel proiect, avem un alt proiect tip care e un pic mai mare, are și o tribună și parte de energie regenerabilă, pentru că vrem, nu vrem, față de o sală de sport, spre exemplu, bazinele consumă, în sensul în care, nu știu, dacă ai apucat să pui apă, ventilațiile trebuie să meargă, trebuie să pui zi și noapte soluții și asta generează costuri. Așa, la o sală de sport, cum dat-o pe 10 grade și nu se întâmplă nimic, costurile sunt mici. Ați simțit, după performanța lui David Popovici, așa un flux mai puternic de cereri pentru bazine? Nu, noi am avut mereu. Acum cred că pe lista sinteză cereri avem peste 200 de cereri. Dar, repet, noi vrem, nu vrem, avem niște alocații bugetare. Funcție de alocațiile alea bugetare. Per total. Per total. Și aici vreau să vă întreb, sportul cât ocupă în această alocație bugetară? Că acum, la momentul ăsta, cred că undeva la 45-50% din contracte. Interesant. Sunt pe parte de sport, da. Adică vorbim de undeva la 300 și ceva de contracte de săl de sport, undeva la 100 de contracte pentru baze sportive tip 1 și tip 2, cele care le-am făcut cu Euro, vreo 40-50 pe bazine, plus pe alte complexuri sportive sau alte proiecte care nu sunt proiecte tip CNI. Deci, repet, din 1200 și ceva de șantiere, cam 400-450 sunt pe sport. Sunt pe sport. Sălile de sport școlare, vestitele de săli de sport școlare, ce puteți să ne spuneți? Foarte importante în dezvoltarea elevilor și în tot ce se întâmplă în sportul de masă. Repet, noi facem sălile, le predăm primăriei. Cel mai important este ca primăria să le administreze, să le folosească. Încă noi sălile astea, cum să zic, le vedem și ca un anumit backup. Foarte multe săli de sport de ale noastre, după ce a început războiul, au găzduit ucrainieni, tot ce înseamnă zona Suceava, la graniță acolo. Nu mai știu, la Pazuga, într-o noapte a căzut un versant, le-au luat și casele, și până a venit ISU cu containere și asta, au stat, s-a tras un paravan în sala de sport, cu vestiare, femei, copii, bărbați, adică ele trebuie privite și pe partea asta de alte funcționalități, în cazul în care ai nevoie, un cutremur. Iar în rest, sunt săli, sunt peste 1200-1300, mai sunt realizate plus cele care sunt 300, peste 300 în șantier. Vă apropiați de 2000. Ne apropiem, da, curând, exact, două din trei localități, că în România sunt undeva la 3100 de localități, deci două din trei vor avea o sală polivalentă. Ce să zic, din punctul meu de vedere, ați văzut și meciul, că în Bulgaria n-au făcut un stadion, o sală polivalentă, da? Adică, acum oarecum, trebuie să gândim ce facem. Avem stadioane, da, avem polivalente, repet, la anul, ușor, ușor, pe măsură ce se finalizează, le vom preda autorităților contractante. Chiar am scos acum câteva zile și în licitație publică pentru studiul de fezabilitate pentru o sală polivalentă în Ghencea, undeva în spatele stadionului. Acolo e avantajul e că au teren. Câte locuri? Încă nu știm, de asta am luat studiul de fezabilitate, o să vedem și ce. Părerea mea că deja bază sportivă avem. Problema e de antrenori, problema e de mentalitate. Că haideți să ne uităm la, nu știu, mergeți la un turneu de copii de 12-14 ani și o să vedeți că părinții
țipă mai tare decât antrenorul. Da, e o mare problemă. Se ceartă. Acum antrenorul la fel, 90% din ei antrenează doar ca să-și acopere costurile și să aibă un profit și nu cred că antrenează ca să facă performanță. E o ciudățenie. Înainte aveam valori și nu aveam infrastructură sportivă. Acum avem infrastructură sportivă și au început să ne lipsească valorile. Sunt aici, colo, o Simona Halep și o să vreau să vă întreb, apropo de spunea, un teren de tenis, de iarbă, ați primit vreo solicitare vreodată pentru teren de tenis? Simona Halep este câștigătoare de Wimbledon. Nu, avem un proiect acum să sperăm să proiectantul să ne facă un studiu de fezabilitate tot în spatele arenei naționale pentru un complex național de tenis care să aibă și o sală de vreo 3-4 mii de locuri cu terenuri de tenis și indoor și outdoor în continuarea celor de la Federația Română de Tenis. Un gând mai vechi. E un gând mai vechi, da, acolo știți că au fost probleme cu puzul sectorului 2, care i-a atacat cu certificatele de urbanism. Acum sper eu să fi depășit problema asta și să proiectantul să ne livreze un studiu de fezabilitate și la fel să o luăm pe circuitul de aprobare. Mi-a spus că la Steaua există o sală polivalentă. Președintele Ionuț Popa de la Clubul Sportiv Dinamo mi-a spus că își dorește așa ceva și la Dinamo, deși Dinamo are, dar iată că nu îndeplinește anumite condiții. Ați primit, ați avut vreo discuție în acest sens pentru o sală? Nu, a fost doar o discuție de posibilitatea extinderii sălii existente. Dar acolo doar pe una din tribune, să spun. Adică aici în ai bazinul de not descoperit, ai strada, casele, aici ai parcarea unde e sala de forță, deci undeva să te duci spre stadion cu acea tribună să mai câștigi locuri. Acum trebuie văzut și că așa totdeauna sunt niște indicatori urbanistici pe care trebuie să-i respecti. Merg și la Rapid, că am vorbit de Steaua și de Dinamo, există baza ProRapid, preluată de Clubul Sportiv Rapid. Vreo solicitare în sensul ăsta? Da, au avut o solicitare. Se dorea o sală de... O sală, da, și reabilitare, da. Există o intenție a lor și a Ministerului Transporturilor. Dar la fel, din ce știu eu, mai trebuie să regleze anumite aspecte juridice. Acolo a fost un litigiu, un sechestru, a fost la ANAF, după aceea a fost trecut pe... Nu sunt clare... Nu, sunt chestii, cum să zic, formale, dar care trebuie rezolvate. În și ce ar care... vrea să facă, domnule director, acolo, Clubul Sportiv, prin Ministerul Ei și-au manifestat intenția, da, unei săli polivalente, în primul rând, și în exterior terenuri de handbal, de tenis. Și acum care este provocarea? Păi asta e provocarea. Acum să... Ușor, ușor să semnăm, să se semneze aceste contracte și să începem. Am demarat, uitați, am aici Dâmbovița Arena din Târgoviște, care la fel va fi un stadion cochet, de fapt un complex sportiv, că pe lângă stadionul de fotbal vom avea și unul de atletism plus terenuri de antrenament. Sunt curios aici că e, ca să zic așa, primul stadion pe care noi îl facem în altă locație decât stadionul inițial. Adică tot ce am făcut noi până acum, Steaua, Rapid, Arcul de Triunf, fost pe amplasamentul vechilor arene. Da. Și aici acest stadion este chiar în afara orașului, într-o zonă foarte ok din punctul meu de vedere, pentru că poți să te desfășori, ai acces din centură, s-a făcut și un mall care are la rândul lui parcări și să vedem. Văd un scaun interesant aici. Da. La mai parcă mi-e cunoscut așa, cu da, Steaua. Scaunul, da, de la, e un scaun identic cu cel de la băncile de rezerve. De pe stadionul Ghencea. De pe stadionul Ghencea. L-ați vrut să aveți unul și în birou. Ați spus mai devreme că sunteți stelist. S-au făcut diferite simulări pe material, pe modul de brodare a stemei, pe culori și orice furnizor nu-ți face strict 5 scaune, 10
cum și cele de plastic. Tot timpul trebuie să cumperi, că să rup, vrei, nu vrei. Au fost și tot felul de discuții, să știți, că de calitatea materialelor au apărut în presă și acum, consolele de pe stadion, că se rup prea ușor. Că... Nu știu, acum nu cred că dacă stă cineva pe scaun să rupe. Ok, dacă mă sui pe el și la gol și sar de pe scaun, e normal, orice scaun la un moment dat se rupe, dar și cu materialele. Atâta timp cât, cum să zic, s-au respectat cerințele caietului de sarcini ale proiectului, trebuie să gândim că noi avem un buget. Am văzut Tottenham, £1 miliard, care înseamnă 1,1 miliarde de euro. Da, acolo e mult deja, adică de la, au fabrica lor de bere, care zic că ce să mai le dăm la să îi îmbogățim pe alții, da, o fabrică de bere în stadion. Plus acoperișul ăla retrag, acoperiș, cazonul. Noi am avut cursuri și cam o oră jumate. Într-o oră jumate, deci intram la curs, era gazonul de fotbal, ieșeam, era gazonul de fotbal american. Tușat cu... Asta zic, trebuie să te raportezi 1.100.000 versus 80-90 de milioane de euro. Cel mai scump în România. Da, deci despre asta e vorba. Apropo, vreau să vă întreb, ați fost la Sfântul Gheorghe pe stadion? Nu, încă nu. Am zis să ajung odată, trebuia să merg, dar a intervenit ceva când a jucat Farul cu Sepsi, dar campionatul ăsta sigur voi ajunge. Acolo este vorba de o concurență pe care o aveți, acum pun eu ghilimelele. Nu știu dacă statul maghiar, Ungaria, este investiția statului maghiar, guvernului de la Budapesta. Da. Ce să... Știți cum e? Important e să se facă. Acum, că foarte bine că vin bani și de la guvernul maghiar, poate să vină de oriunde. N-ați avut o problemă cu chestia asta? Nu. De ce? Până la urmă... Nu v-a fost atins orgoliu profesional? Nu, de ce să ne fie? Până la urmă, eu chiar, cum să zic, îmi doresc să și alte primării prin diferite fonduri să aibă posibilitatea să-și facă stadionul. Chiar dacă durează mai mult, într-adevăr, cum este la unde? La Arad. Și la Arad. Ok, a durat, cred că, 5 ani, 6 ani, dar și l-au făcut cu fonduri proprii. Până la urmă, și concurența întotdeauna e benefică. CNI a construit un stadion care este administrat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. FCSB, echipa dumneavoastră de suflet, cu greu a reușit să intre în stadion. Cum ați trăit momentele astea? Mi-a spus că ați fost cu CFR și acum la meciul cu danezii. Păi, până la urmă, eu sunt prieten și cu cei de acolo, de la CSA. Repet, sunt echipe, Lazio cu Roma, Inter cu Milan, joacă pe același stadion, fiecare cu suporterii lui. Până la urmă, important este să se administreze stadionul, să-ți producă, să genereze bani, tot ce înseamnă funcțiunile adiacente stadionului, că vorbim de hotel, de muzeu, de cele două restaurante, de acele săli de lupte, box, tenis, care sunt sub tribuna a doua. Adică asta trebuie noi să, din punctul meu de vedere, să gândim cum să facem aceste stadioane să producă bani, să fie utilizate 7 zile din 7, omul să poată să vină, nu știu, să facă un tur al stadionului, să urce sus la, nu știu dacă ați fost la Skybar de la tribuna întâi la ultimul etaj, să aibă un muzeu unde să admire că spațiul există, adică el trebuie doar amenajat. Da? Exact la în față cum sunt casele de bilete, dacă mergi în față, acolo e proiectată clădirea muzeului, care se intră pe dreapta, te plimbi, ești pe partea cealaltă. Din păcate nu prea s-a făcut cameră. Nimic, trebuie să vă spun. Eu zic că despre asta ar trebui să ne punem problema, da? Cum și la Arcul de Triunf, acel pub la parter aici pe tribuna întâi.
La Rapid parcă locurile astea sunt asta cele mai acolo, bine. Da, din punctul ăsta de vedere, chiar vorbeam și cu Andrei Cer, care se ocupă de la Superbet de partea asta cu stadioanele, cu și el îmi spunea că vor acest stadion să-l transforme chiar un fel de Superbet Arena, adică cu branduirea stadionului, cu scaunele, cu tot ce înseamnă un concept ca oarecum după aceea să nu neapărat ei, Betano sau care mai sunt, să facă la Craiova, în sensul de a încheia contracte, că până la urmă să iei, că ei plătesc clubului sportiv Rapid, nu echipei de fotbal private, CS-ul, că ele, care administrează. Care administrează și până la urmă proprietarul stadionului, sunt 3 milioane, sunt 6-700 de mii de euro pe an. Păi dacă mai iei și de la echipa de fotbal încă câteva sute de mii de euro, deja ajungi la un milion, un milion și ceva, ești acolo, ți acoperi costurile. Cât costă întreținerea pentru, să spunem, Ghencea? Că mă gândesc că diferă în funcție de... Bine, diferă și nu diferă. Adică foarte mult costă gazonul. Deci partea asta de gazon hibrid, partea de mentenanță, plus tot ce înseamnă tratamentele speciale, când intră în iarnă, când iese din iarnă în primăvară. Eu am zis și atunci, când probabil din punctul meu de vedere, cu tot cu mentenanță, în jur de un milion de euro pe an. Pentru Ghencea sau pentru toate? Probabil acolo se duce suma. Mai puțin, da, dar un milion, un milion de 100, în jur de 100 de mii de euro pe lună. Și aici, repet, ai iarnă, trebuie să bagi degivrarea. Degivrarea înseamnă consumuri mai mari sau să încălzești. Da? Că să zic, pe parte de curent electric și vara trebuie să mergi cu ventilația pornită și la fel ai costuri. Plus toate mentenanțele, la nocturnă, la echipamente, la utilaje, la camere de la vedere, deci la tabele. Deci fiecare, în fiecare an, tu trebuie să ai niște bani alocați și, repet, nu faci lucrul ăsta, îți pierzi garanția. Și din cauza asta sunt costuri. Și, repet, atâta timp cât ai posibilitatea și ai niște zone care ar putea să-ți producă bani, trebuie să o faci. Văd o dezamăgire când spuneți asta, cu zonele care rămân pur și simplu... Da, eu din punctul meu de vedere aș vedea partea asta de administrare ulterior predării de către un pic mai activă, repet, gen cum a fost la Rapid. Din Rapid aproape, e un exemplu aproape, bun. Da, din punctul meu de vedere, da. Adică a organizat și, cum se numește, magazinul ăla pentru fan shop. Au și zonele alea de... Și ca contraexemplu ar fi Ghencea? Ghencea pare așa că nu se întâmplă lucrurile. Da, înțeleg că acolo sunt și nu știu nici în amănunt, că înțeleg că sunt și niște probleme din punct de vedere juridic. Apropo de închirierea către persoane private, a spațiilor, în ce condiții se poate face această închiriere, și nu e păcat. Un regim de unitate militară, dar cred că, nu știu, până la urmă trebuie să faci niște inițiative legislative, adică nu cred că sunt probleme care să nu poți să le depășești. Adică dacă am posibilitatea de a, nu știu, face un muzeu sau am posibilitatea de a închiria o zonă de restaurant care e făcută pentru restaurant, are avizisul pentru restaurant. Deci, practic, tu doar o închiriezi și cel care vine, nu știu, și aduce doar partea de echipamente, de că dacă e italian, face pe pizza, dacă e pe partea astălaltă de european, fiecare să-și aducă doar partea de bucătării, dar în rest sunt cu camere frigorifice, cu... deci totul este făcut doar, repet, să-l închirie și ăla să vină cu partea de mobilier și partea de bucătărie. Apropo de Ghencea, că ați fost, nu e puțin ciudat să vezi șantierul ăla în față? Nu s-ar fi putut face o corelare? E un stadion modern, poate cel mai frumos din România. E greu să corelez, pentru că știți cum e. Și un etern șantier de când... Bine, acum eu sper să se termine. Oricum, gândiți-vă că
când era gata, terminase în stadionul și în față era numai pietriș. Acum cât de cât s-au pus băncuțele. Acum trebuie să mai avem puțină răbdare. Pe de altă parte, gândiți-vă că și accesul va fi mult mai ușor. Încă de fapt linia de tramvai va rămâne pe mijloc și vor fi două benzi cu două benzi, cum e un pic mai în față când te duci spre unde e clubul sportiv Sediu. Da. Deci automat și accesul va fi mai ușor. Noi când ne-am apucat, și există și acum un puz în care pe puzul respectiv de la Dedeman apărea, trebuia să apară o șosea care să traverseze și să iasă la antiaeriană. Era un pus făcut de sectorul 5 ca să dezvolte toată zona aia din spatele stadionului, unde e un câmp și acolo la fel se poate dezvolta. Nu cred că va mai dura mult